În premieră națională, la ora 18, la News Hour with CNN, s-a prezentat un document. Documentul pe care vrea să-l vândă toată lumea. Documentul care a stat pe masa guvernului, pe masa președintelui, pe masa ministrului sănătății. Documentul care arată ce urmează. Toate previziunile INSP-ului, toate previziunile Institutului de Sănătate Publică s-au adeverit. Avertizările pe care le-a primit Ioana Mihăilă încă din vară, 4 la număr, de la INSP, toate s-au împlinit la virgulă. Nu luați în calcul minciunile ordinare ale acestei doamne, fostă ministru useristă, care vine și spune că, de fapt, INSP-ul i-a spus, așa cum a zis aseară, că, de fapt, INSP-ul i-a spus că are nevoie de 600 de paturi. Nu, INSP-ul i-a spus exact, aproape la virgulă, de câte paturi are nevoie. Și am demonstrat această minciună aseară. Astăzi, Cioloș și nimeni dintre useriști ăștia care vreau puterea, alergând așa pe morminte, din nou la putere, nu au venit să-și ceară iertare în genunchi pentru faptul că au mințit, pentru faptul că au batjocorit și pentru faptul că nu au pregătit acest val 4. Noi dovezi în această seară ce medicamente a cumpărat această ministră useristă a sănătății. E șocant. E șocant știind ce urmează. Doamnelor și domnilor, așa cum v-am spus, suntem în regim de breaking news. Vă prezentăm în această seară documentul care ne arată, este primul document, am să vă arăt mai multe documente, documentul care ne arată ce urmează în România. Așadar, cum ați văzut și aseară, există un format al acestor documente. Institutul Național de Sănătate Publică, evaluare situație epidemiologică elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică. Așadar, în 15 octombrie este acest document elaborat și astăzi, în baza acestui document, au început să se ia măsuri. Haideți să vedem ce conține documentul nostru, de fapt al INSP-ului. Evoluție în ultimele două săptămâni. În primul rând, ca orice oameni normali și oameni de știință, pornesc de la ceea ce a fost pentru a vedea ceea ce urmează. În această perioadă, au fost înregistrate peste 165.000 de cazuri noi, confirmate și peste 1.900 de decese. Din punct de vedere al statusului vaccinal, 73,1% din cazurile confirmate, atenție, foarte importantă această informație, da? 73% din cazurile confirmate și 92,2% din decesele înregistrate au fost în rândul persoanelor nevaccinate. Creșterea numărului de cazuri confirmate este susținută în toată perioada, dar se observă o încetinire a ritmului de creștere. Deci, creșterea numărului de cazuri confirmate este susținută, se observă o încetinire a ritmului de creștere și o să vă arăt mai exact ce înseamnă asta. Ce vedeți dumneavoastră în acest grafic ne arată cumva această explozie care se menține și o mică încetinire a numărului de infectări. Mergem mai departe, urmărind ceva ce mi se pare foarte important. INSP-ul întotdeauna nu a dat doar niște informații așa generice. S-au infectat peste 160.000 de oameni, punct. Nu. Cine s-au infectat? În ultimele două săptămâni se înregistrează o creștere a ratelor de incidență săptămânală în toate grupele de vârstă. Ce vedem noi? Pe acest grafic, graficul ne arată evident această creștere explozivă. Cu albastru sunt persoanele între 0 și 19 ani. Vedeți cine sunt primii? Scuzați-mă, nu. E cu albastru închis. Aceia sunt ultimii. Deci cu albastru închis între 0 și 19 ani. Ei sunt ultimii, ca să zic așa, în această categorie a celor infectați, însă numărul este mare. Numărul este mare. Ne uităm cu roșu la persoane între 20 și 39 de ani. Griul este pentru cei între 40 și 59 de ani, cu galben între 60 și 79 de ani, cu albastru deschis peste 80 de ani. Lucrurile, cum puteți să vedeți și în acest grafic, arată prost. În perioada 20-26 septembrie, care au fost infectările între 0 și 19 ani, și apoi vedeți 4-10 octombrie, e o evoluție îngrijorătoare. Pentru prima categorie, 0-19 ani, de 72,1% creșterea. Pentru cei între 20 și 39 de ani, de 84,8%. Între 40 și 59 de ani, de 104%. Aceasta este categoria cea mai lovită, 40-59%. Dar foarte lovită, cum puteți vedea, sunt și categoriile de vârstă mai mici, 20-39.
Creșterea pentru cei între 60 și 79 de ani este de 85,8%, peste 80 de ani de 78%. În acest raport, INSP-ul prezintă și alte elemente foarte importante, doamnelor și domnilor, priviți cu multă atenție la acest grafic. Comparativ cu valorile epidemice anterioare, se observă că rata de incidență săptămânală a grupei 0-19 ani a depășit dublul valorilor maxime înregistrate anterior. Deci pentru 0-19 este dublu. De asemenea, ratele de incidență săptămânală a celorlalte grupe de vârstă au depășit valorile maxime înregistrate în valurile anterioare. Era previzibil acest lucru? Se știa că vom ajunge aici? Când te uiți pe acest grafic comparativ cu perioada anterioară, e foarte important să înțelegi comparativ cu celelalte valuri, da? Te uiți la acest grafic și vezi unde suntem noi astăzi comparativ cu ce era înainte. Ne uităm aici, aici suntem noi azi. Aici suntem noi azi. Te uiți la ce a fost înainte. Aici a fost primul val, când nu existau medicamente, nu existau multe lucruri. Păi, față de unde e acum, față de ce e astăzi. Dacă puteți, face un zoom out. Deci față de ce e astăzi. Înțelegeți? Diferențele? Aici era primul val, aici a fost al doilea val, aici al treilea val. Păi, nu, cred erau... că primul val a fost ăla mititerul. Ăla mic. Că ăsta e al patrulea. Așa, aveți dreptate. Ăla mic, mic, asta mic, mic. Ăla, când ne speriam, noi stăteam în casă, aveți dreptate. Da, aveți dreptate. Foarte corect. Patru niște ori mai mult acum. Deci valul ăsta a fost primul. De fapt, a fost foarte mic aici. După care vine al doilea, care e mai mare. Acum, ce mi se pare foarte important în toată această chestiune, dragilor, și am să insist pe acest lucru, că mi se pare important. Când eram aici, Astăvară. Când eram aici, au venit avertizări că urmează asta. Graficile astea înseamnă vieți, nu înseamnă așa niște oameni. Deci, când eram aici, au primit avertizări că asta urmează, că Delta este mult mai infecțioasă ca ce a fost înainte. Și n-au făcut nimic. Nimic. O să vedeți ce medicamente au cumpărat, de fapt n-au cumpărat. N-au pregătit spital, n-au făcut nimic. Ok. Asta este al doilea grafic de la INSP. Al treilea grafic. Răspândire geografică, important și asta. În ultimele 14 zile a fost înregistrat cel puțin un caz confirmat de infecție în 97 din unitățile administrativ-teritoriale, 97%. Iar 63% din totalul cazurilor confirmate au fost înregistrate în municipii. Deci mi se pare important asta. Nu există loc în țară în care să zici că ești safe. E peste tot, peste tot, peste tot. Foarte important și acest lucru în mediile, deci mai aglomerate, nu? 63% în totalul cazurilor confirmate au fost înregistrate în municipii. Mai departe, evoluția ratelor de incidență la 1000 de locuitori la nivelul unităților administrativ-teritoriale și sunt prezentate, n-am să insist pe acest lucru pentru că mă interesează mult mai mult ce urmează. Acolo vreau să ajungem. E secvențiere variante ale SARS-CoV-2 care determină îngrijorare. În ciuda limitărilor, variabilele numărului de probe secvențiate de la o săptămână la alta și secvențierea cu precăderea unor probe RT-PCR pozitive selectate prin pre-screening, observarea datelor colectate în cadrul sistemului de secvențiere a probelor arată că actuala evoluție a epidemiei este determinată de transmiterea tulpinii Delta. Ce se întâmplă acum? E Delta, puteți vedea foarte clar ce e cu albastru în această parte a doua a graficului. Pentru că vedeți ce spuneam mai devreme. Din iulie au primit avertizările că urmează nasol. În iulie deja a început să se albăstrească. Era deja Delta. Din iulie. Și aici este aproape doar Delta. În august au mai fost niște variante din valurile anterioare, după care a rămas aproape Delta. Doar Delta. Mai departe. Observații referitoare la situația epidemiologică. Având în vedere rata accelerată de evoluție, precum și rezultatele din sistemul de secvențiere genetică, tulpina Delta este responsabilă de cazurile noi detectate. Răspândirea geografică a infecțiilor s-a extins de 14 ori în 3 luni, acoperind deja 97% din localități.
Mergem în partea a doua, deși procentul persoanelor vaccinate care sunt infectate este în ușoară creștere. Acest aspect este în concordanță cu cel observat și în alte state afectate de tulpina Delta. În ceea ce privește procentul de persoane nevaccinate din decesele înregistrate, acesta a rămas constant la un nivel de peste 90%. Și haideți să mergem către ceea ce urmează, da? E important să știm ce a fost și aici este ceea ce urmează. Estimarea evoluției posibile la nivel național. Urmăresc cu foarte multă atenție să știți ce urmează, doamnelor și domnilor. Estimarea urmărește evoluția situației începând cu data de 10 iulie, iar în ultimele două săptămâni evoluția s-a încadrat sub limita maximă a intervalelor estimate. Având în vedere că se observă o ușoară încetinire a ritmului de creștere, posibil datorate unei scăderi de mobilitate și interacțiune între membrii comunităților sau o respectare mai strictă a măsurilor de protecție individuală, estimarea pentru următoarea perioadă până la mijlocul lunii noiembrie încorporează și o scădere a ratei de creștere a cazurilor confirmate, fiind posibilă atingerea unui vârf în perioada următoare. Da? Deci este posibil ca în perioada următoare să întâlnim acest vârf. În această estimare a NSP-ului spun perioada următoare. Perioada următoare înseamnă 2-3 săptămâni. Într-o altă estimare pe care am să vă prezint în această seară, se vorbește cam de aceeași perioadă. Deci în următoarele 2-3 săptămâni, dar vedeți dumneavoastră, cu un număr de multe sute de morți pe zi. În condițiile în care ai un număr de infectări de peste 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 2-3 săptămâni înseamnă enorm, până ajungi în vârf, că din vârf mai ai mult să cobori. Estimarea referitoare la necesarul de pregătire pentru perioada următoare ia în calcul menținerea unei tendințe ascendente și aici e bomba. Aici e bomba. Doamnelor și domnilor, în perioada 1-11 noiembrie, ceea ce Mihăilă nu știa să citească în acele rapoarte pe care le primea de la INSP și a mințit în comisia parlamentară, spunând că INSP-ul a dat un alt număr de paturi, minciună gravă, noi știm să citim. În perioada 1-14 noiembrie, uitați-vă aici, necesar suport ATI. 4.000 de paturi. 4.000 de paturi și n-am ajuns încă în vârf. Pentru că o să vedeți, în momentul în care tu cumulezi un număr într-atât de mare de infectări, faci un calcul matematic simplu ca să-ți dai seama cam câți vor ajunge în ATI-uri. Deci ai, într-o zi, să zicem, 18.000 de cazuri. 5% ajung în ATI-uri, nu mâine. Dar 5% ajung în ATI-uri. Luați că s-au infectat în ultima perioadă. 5% ajung în ATI-uri. 4.000 de paturi, nu avem așa ceva. Nu există așa ceva. Nu există personal pentru asta. Se va muri pe capăt.